Bună ziua și bun găsit la Market Briefing! Sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. Astăzi avem în față un webinar în care abordăm teme din piețele globale și perspective noi, nu neapărat legate numai de aspectele economice, ci și aspecte generale și lucruri utile a investitorilor, unelte de care avem nevoie pentru a înțelege ce se petrece. Dar ceea ce prezentăm aici se referă doar la opinii. Despre piețe nu recomandări de tranzacționare. Utilizarea efectului de levier trebuie știut și înțeles și nu că repetarea acestui aspect este un factor de risc și trebuie foarte bine înțeles. Haideți să vedem un EURUSD pentru început, un grafic ce pe un time frame daily nu pare a fi oferit prea multă mișcare în ultima vreme, însă în realitate au existat fluctuații de ordinul la 20-30 de pip și în jurul lui 1.05-90 pe care noi îl vedem deocamdată ca reper de echilibru pentru una, două sesiuni. Cum e tendința mai largă pe EURUSD? În ultimele săptămâni a fost una descendentă, săptămâna aceasta ne-a dus modeste creșteri cum arată un trend pe H4, este mai degrabă ascendent. Haideți să vedem puțin contextul în care ne mișcăm. Este unul dominat nu de calendarul economic, ci de cel politic, dar în care datele macro nu trebuie ignorate cu totul. Avem un discurs recent al unui oficial ale Rezervei Federale ca plan care uh, a insistat pe ideea că uh, majorarea dobânzii se poate face destul de uh, curent. Lucrul acesta a condus la o majorare de asemenea probabilității de ridicarea dobânzii, nu doar pentru mai, știam că uh, de la ultimele noastre discuții că mai uh, e uh, un moment probabil de majorare a dobânzii, ci și pentru uh, luna martie. Pe 15 martie avem ședința de politică monetară. Aceste uh, date pe care vi le arăt acum nu sunt uh, în timp real, deci vorbim de cifre ceva mai vechi. După integrarea în piața acestui discurs conform unui material pe care l-am parcurs în presa economică, deci vedem datele de pe CMI Group oferite cu delay, nu reflectă această schimbare de probabilitate, dar s-ar fi ajuns undeva la 50% conform unui, unui material pe care l-am citit. Posibil traficul să fi crescut foarte mult pe site-ul celor de la CMI și așa să fi ajuns să fie ajuns la uh, o, uh, un refresh care nu se face la fel de des ca și înainte. Uh, dar, de la 31% spre 50%, conform acelui material de Bloomberg, uh, cred că este o schimbare foarte importantă. Și totuși, SD nu numai că nu se apreciază, dar chiar crește. gpp OSD nu are tendință foarte clară. Ienul, ne am obișnuit să trecem așa rapid, prin, 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 prin de cele trei perechi majore pentru a avea un feeling despre dolar. Yenul într-adevăr a câștigat teren noaptea trecută, dar uh, ar putea să fie vorba de niște factori uh, locali. Deci nu e mișcare foarte pronunțată generată de uh, acest aspect referitor la dobânzi la probabilitate de majorare în martie. Și cred că explicația constă în mutarea centrului de greutate dinspre băncile centrale către politica fiscală. Ieri am avut un discurs al, al lui Trump, o intervenție, iarăși una dintre cele care nu erau perfect ancorate ca, ca, timp, ca moment sau perfect organizate, a existat o conversație și la un moment dat presa a fost invitată să părăsească discuția pentru că lucrurile respective nu trebuiau să ajungă deocamdată în, în presă. Un mod mai, mult mai puțin formal decât înainte, la ceilalți președinți, temele abordate au fost în principal referitoare la ceea ce urmează să se discute în ziua următoare. Adică astăzi, în, într-o intervenție în fața congresului, Trump ar trebui să comunce pe temele care sunt cu adevărat importante, interesante pentru piețe. Uh, față de discuțiile anterioare, față de comunicările de dinainte, am văzut un mare accent pe infrastructură. Reluarea unor teme clasice deja, uh, cea de uh, a restabili uh, un comerț uh, cinstit, corect pentru Statele Unite, uh, discuțiile anterioare despre Obamacare, despre pachetul de reforme în sănătate, dar... Uh, am avut și niște referințe multiple la nevoia de a investi în infrastructură. Infrastructura fiind într-o stare periculoasă, într-o stare decrepită, au fost câteva povestiri, deci un, un bagaj anecdotic al unor prieteni de-ai lui care au un prieten care are o firmă de transport și care spune că nu pare să cumpere Uh, echipament nou pentru că se strică foarte foarte repede, drumul este plin de gropi uh, niciodată n-am mai avut de-a face cu infrastructura atât de proastă apoi uh, tunelurile uh, care leagă unul dintre uh, marile orașe de uh, restul statelor Unite sunt, uh, sunt uh, un pericol, există bucăți din uh, acele plăci de, de, beton care, îl, uh, care ar trebui să creeze o anumită susținere și acele bucăți lipsesc. Deci ce se întâmplă dacă ele uh, cad uh, peste mașini care circulă cu 40-50 de mile la ore. Genul acesta de, uh, de istorisiri care arată o preocupare pe domeniul infrastructurii. Acum să vedem care va fi volumul uh, investițiilor uh, asumate. Uh, un anumit, o anumită preparare a așteptărilor ține și de faptul că, înainte de a se aborda pachetul fiscal și cel de infrastructură, trebuie să se rezolve discuția cu Obama care, un pachet foarte complex, a insistat președintele pe această temă, și care ia foarte mult timp și nu se poate trece mai departe înainte de a avea o. Un, un răspuns pe această temă, pentru că trebuie să știi cât te costă healthcare, sprijinul în sănătate, înainte de a merge mai departe. Dar multiple referințe la infrastructură și a vorbit de, de cheltuieli masive bineînțeles, susținând și uh, ideea mai veche a investițiilor în uh, sectorul militar, defensiv și ofensiv, uh, sperând că nu va fi nevoie, dar uh, I believe in peace through strength, a uh, indicat președintele. Deci, așteptările sunt destul de ridicate. Dolarul nu crește foarte mult. Ba uh, chiar, în anumite piețe, este în defensivă. Uh, în uh, Europa, conform ultimelor informații din cursa prezidențială, șansele lui Macron sunt în, în creștere, cele ale lui Le Pen în scădere și acest fapt poate explica de ce moneda unică europeană se simte destul de puternică. În același timp, campania prezidențială a lui François Fillon are de suferit, în timp ce Intervenția justiției în, în legătură cu um, Marine Le Pen nu îi uh, erodează foarte mult șansele, pentru că, explică un, uh, un politolog uh, din Franța, Jean-Yves Camus, interesant nume, uh, spune că Frontul Național este perceput ca fiind persecutat de către sistem și deci pe lângă aspecte legate de legate de distribuție de, de distribuția veniturilor de echitate socială există și această percepție că, de fapt, establishmentul ar avea ceva cu Marine Le Pen. Deci, pentru propriul său electorat nu are același efect precum îl are pentru o anchetă pentru electoratul lui François Fillon, să spunem. Macron nu are astfel de probleme, a avut niște declarații, se pare că începe să-și revină de pe urma acestora. cu toate acestea, situația nu e chiar limpede. Iată, în piețele de capital, europene se simte o presiune descendentă în această dimineață și vom vedea dacă nivelul de 11.800, un nivel rotund, este spart la închidere. În timp ce în Statele Unite, dinamica este una de așteptare și chiar așteptare în zona maximelor. Cred că Așteptările vis-a-vis -vis de discursul din această noapte al președintelui american sunt foarte ridicate. Ele pot fi mulțumite doar cu conținut, nu cu cuvinte generale, nu cu epitete sau cu superlative absolute nu cred că ar fi de ajuns. Ar fi nevoie de, de niște ghidaje, poate poate cifre sau poate programe concrete. De exemplu, vizăm în primul an repararea a 10.000 de km de drumuri, a 20.000 de km, a 50.000 de kilometri. Anumite aspecte concrete cred că sunt esențiale pentru a potoli setea investitorilor. Altfel, va fi destul de, destul de greu de menținut acest trend și de suferit ar putea avea și piețele bursiere și dolarul american. Însă, ceea ce se menține de, de, de ceva vreme este o diferență între abordarea din piețele valutare și cea din piețele de capital, însemnând că piețele valutare sunt mai rezervate și mai prudente față de burse. Și această prudență se reflectă și în tendința randamentelor la titlurile de stat pe 10 ani. Vorbim de un, de un mod de operare lateral în lunile de după decembrie, dar în ultima perioadă se observă și că minimele și maximele sunt în scădere. Iar nivelul de puțin peste 230 pe care atins recent a fost cel mai coborât de după jumătatea lui ianuarie. Dobânzi mai scăzute înseamnă că uh, există un influx de capital, că intră bani, se cumpără titluri de stat. Se cumpără aceste titluri de stat când ai uh, bănuia la că inflația nu va fi foarte puternică sau când ai nevoie de siguranță. În ambele variante, uh, la bază se regăsește uh, un uh, episod de neîncredere în legătură cu uh, economia cu uh, valorile prezente ale activelor, o nevoie de siguranță. Uh, dacă am vedea dobânzile acestea crescând peste 2,60, ar putea însemna două lucruri. Iarăși, ar putea însemna încredere în forța economiei americane de a, de a aduce ritmuri uh, de avans foarte puternic, foarte pronunțat, sau ar putea însemna teamă de inflație, însemnând că nu mai ești acoperit primind 2,36% pe an, în fiecare an, dacă inflația ajunge la 3-4%. Deci, ținem un ochi pe acea piață, reținem ideea că există o abordare diferențiată între piețele bursiere piețele de obligațiuni și cele valutare. Cele valutare și cele de obligațiuni sunt destul de strâns legate, nu e o corelație perfectă, dar destul de bine legate în ultima vreme, în timp ce uh, bursele par avea o logică separată. Am discutat aspecte ce țin de politica monetară ca idee, nu toată lumea din interiorul fedului vede o majorare nici măcar în mai, dar mai este uh, probabil și din punctul nostru de vedere aduce un astfel de pas. Pentru luna martie însă e nevoie de mai multă informație, dar cred că balanța poate înclina în această direcție. Și uh, depinde... Uh, întotdeauna sunt foarte importante, dar de data aceasta venim cu doar câteva zile înainte, datele din piața muncii. Vom avea pe 10 martie, deci nu în prima vineri a lunii martie, ci în a doua, cifrele referitoare la non-farm payrolls, care probabil că vor determina decizia rezerve federale. Bănuiala mea e că se poate ca ele să fie pozitive. Însă, dolarul nu se mișcă strict din perspectivă economică. Piețele valutare nu au atât de mare încredere că va fi uh, oferit din partea lui Trump la această, în această etapă un uh, mesaj suficient de uh, bogat în conținut încât să întărească dolarul și mai, uh, și mai mult. Piețele nu misează pe asta deocamdată. Uh, ce s-a petrecut altfel în, în teritoriul macro, în Statele Unite? Săptămâna aceasta am avut uh, ieri pending home sales, contractele în derulare, uh, în scădere, minus 2,8%, și dobânzile nici măcar nu au crescut, cine știe ce. Nu e o veste bună, e o um, ratare importantă față de așteptări. Comenzi de bună de folosință delungată, valoarea core, deci fără elemente volatile, precum ar fi, de fapt, avioanele, minus 0.2 față de 0.5 plus, deci o depășire puternică, să negativă, negativ, atenuată cumva de revizuirea lunii anterioare, de la 0.5 la 0.9, dar totuși, avem o revizuire de 0,4 puncte și o, o ratare de 0,7. Deci rămâne un mesaj de slăbiciune aici. Săptămâna trecută am văzut că există încredere la nivelul consumatorilor în Statele Unite și că cele de ajutor de șomaj au coborât la minime ale ultimelor decenii, dacă vorbim de media pe ultimele patru săptămâni. Deci piața muncii relativ robustă, minutele ședinței FED au arătat o tendință graduală de majorare a dobânzilor, dar cu o varietate de puncte de vedere. Consumatorii sunt relativ în regulă, industria s-ar putea să treacă peste o perioadă nu foarte roz în lunile următoare. E de văzut dacă alte sectoare pot să pună umărul și să mențină ritmul de creștere foarte sus. Se poate întâmpla ca efect atunci când știi că urmează un mare pachet de, de stimulare, resursele sunt cumva puse pe modul slow motion, reduci puțin activitatea pentru că Vrei să uh, fii pregătit, vrei să ai capacitate, nu vrei să iei acum să te angajezi în niște proiecte, urmând să ratezi boom-ul care va veni pentru că nu ai suficientă capacitate. Dar uh, efectul e general de foarte scurtă durată. Problema mai serioasă este cea legată de dolarul american și de aspecte comerciale. Uh, aspecte de... Uh, uh, bariere pe care le pot introduce uh, uh, noi uh, pe care le poate introduce noua administrație. Uh, ar fi ar fi de adăugat un lucru, iarăși ceva ce a ajutat piețele zilele trecute, nu l-am văzut într-un sigur punct în presă, nu reluat în uh, foarte multe zone. Gary Cohn care a trecut din conducerea Goldman Sachs în, într-o poziție cheie în administrația lui Trump, a spus într-o întâlnire, nu o întâlnire cu presa, o întâlnire cu manager de fond, dacă, dacă îmi amintesc bine, cu persoane din industria financiară în orice caz, că de fapt nu este cert că se va ajunge la versiunea de border tax, deci de taxe vamale propuse de, de congres citez din memorie ceea ce, am, ceea ce am afirmat. Era în orice caz un mesaj care nu mergea în linia ultraprotecționistă pe care o auzim în discursurile uzuale la lui Trump și care, alături de alte uh, opinii din administrația sa, creează un fel de ecart între o comunicare ce pare aviza baza de susținători a președintelui o comunicare foarte agresivă menținând temele centrale ale campaniei și punând accent pe protecționism, naționalism, America First, expulzarea celor care expulzarea imigranților, dar mai ales a celor care au comis acte de violență. În realitate, cam toată lumea este speriată și sunt foarte mulți imigranți care contribuie cu munca lor la funcționarea normală a societății americane. Sigur, există, există și cealaltă latură, dar nu e foarte clar dacă vizați vor fi, de fapt, toți sau, sau doar aceia care, într-adevăr, au, au un anumit istoric, antecedente violente și de activități ilegale și așa mai departe. Se consolidează în opinia mea și trebuie urmărită această temă, că e un punct de vedere deci comunicat pentru bază de susținători și un punct de vedere pentru, pentru ceilalți, pentru mediul economic, pentru investitori, pentru ceilalți lideri. Și această a doua poziție pare a fi mult mai echilibrată decât, decât prima. Și cred că o viziune împărțită între raportul de forțe dintre cele două moduri de comunicare este ceea ce explică, de fapt, de ce este entuziasm în piețele de capital și nu este în piețele valutare. Pe lângă aspecte care țin de calcule, uh, calcule ce vorbesc de o subevaluare pe diverse modele uh, macroeconomice, o subevaluare a euro uh, în raport cu dolarul american, uh, Există, deci, o interferență a mediului politic. Ce ne așteaptă săptămâna aceasta ca date majore? Nu o să insistăm pe tot ce apare în calendar, dar important, PIB-ul publicat astăzi, un PIB a analizat varianta revizuită, pentru că știți că în Statele Unite sunt, sunt trei astfel de uh, raportări. Aceasta este a doua pentru T4. Se așteaptă un ritm de uh, 2,1%. Aici, valoarea anterioară uh, se referă la valoarea din trimestrul anterior, uh, în timp ce versiunea advanced a fost 1,9%. Deci vorbim de o așteptare de îmbunătățire ușoară a acestui indicator. Mai este indicele S&P Case Schiller, important pentru că a devenit un reper în sectorul prețurilor imobiliare. Stabilizare la un ritm de creștere decent de 5 3 este așteptată. Chicago PMI și Consumer Confidence al Conference Board sunt la rândul lor importante. Deci 4% 5 fără un sfert și ora uh, 5. Uh, mai este discursul lui Williams, în întrecere merită urmărit, dacă apare vreo declarație importantă, dar mâine este o zi foarte bogată. PCE Core, indicatorul de inflație monitorizat de către Rezerva Federală. Într-o vreme spunea că este atentă și la PCE, dar uh, în mod semi-oficial PCE Core este, deci Personal Consumption Expenditures, este un fel de indice, un fel de CPI, dar construit puțin altfel. Valoarea sa lunară este așteptată la 0,2%. De asemenea, date despre venituri și cheltuieli. Și la ora 5 ASM în sectorul industrial important, 9 seara Facebook. Deci deja două zile dense în care abundă informațiile importante. Trei și jumătate weekly jobless claims, de neratat, ca în fiecare joi, și vineri o serie de discursuri, inclusiv acela lui Janet Yellen la ora 8 seara. Deci o săptămână încărcată cu repere macro. Repere ce n-ar trebui, din punctul meu de vedere, să detuneze imaginea unei economii americane suficient de, robust, de robuste încât să suporte o majorare de dobândă. Uh, cum arată cealaltă porțiune, cea legată de euro? În uh, Europa intră cumva pe radar, deși în poziția a doua, și cursa electorală din uh, Olanda, unde un uh, partid naționalist uh, anti-imigrație are uh, șanse foarte bune de a obține un scor strâns. De a, de a obține un scor, un scor bun. Uh, actualul ministru de finanțe, Diesel Blum, avea a avut o intervenție destul de, destul de simpatică, aș spune, pentru că vorbea de uh, încrederea pe care o are atunci când este activ și când are, are lucruri de făcut, are încredere că partidul său va avea un, un scor bun. Când ajunge acasă devine un pic mai mai sumbru. Deci, ca și cum gândurile îl împresoară în momentul în care este singur și nu este... în momentul în care este acasă, nu știu dacă spunea și că ar fi singur acolo, dar oricum, când când se retrage puțin de, din viața publică tumultoasă și un psiholog s-ar putea întreba care este vocea vocea interioară și care care este vocea uh, a amăgirii. Realitatea e, conform sondajelor, că partidele tradiționale fac un pas înapoi în Olanda. Uh, limitarea, tema de limitare a migrației vizează și uh, state europene, dar mai ales vizează uh, cetățenii ai, ai unor state predominant musulmane și cumva, piețele sunt mai puțin, mai puțin preocupate decât de ceea ce se întâmplă în Franța. Însă, alegerile acelea vor, vor fi monitorizate și de euro, probabil, în perioada următoare. Cursa prezidențială franceză este în, în prim plan și mai avem, bineînțeles, tema discuțiilor despre Brexit. Multe lucruri care se petrec în paralel. Și cu toate acestea, Euro SD nu se mișcă foarte mult. Calendarul financiar ne arată o bogăție de date din Franța. Și dacă ne uităm la inflație, valoarea preliminară pentru februarie, face un pas înapoi. Dacă ne uităm la PIB, este potrivit așteptărilor și în creștere față de varianta anterioară. Franța, vă mai uitați, a surprins prin niște indicatori, PMI, mai ales în sectorul serviciilor, spectaculoși. Datele de PIB privesc în urmă. Deci vorbim de trimestrul al patrulea. Ele ne dau o imagine rezonabilă de creștere economică, dar nu sunt, nu sunt la fel de utile pentru viitor, precum sunt niște indicatori PMI, care au tendința de a exagera, dar dar sunt, sunt totuși utili. Ieri în Spania am avut date de inflație ceva mai slabe decât așteptările, dar în creștere față de valoarea anterioară, și la nivelul întregii zone euro, indicatori de sentiment pentru sectorul de servicii în creștere, pentru consumatori în scădere, dar conform așteptărilor. Săptămâna trecută am mai avut și date din Germania, iarăși cifre despre trimestrul al patrulea, decente, GFK, indicator de încredere și mai ales a fost interesant IFO, indicele mediului de business în creștere consistentă, inflația 1 anualizat. Datele din sectorul serviciilor sunt cele de marțea trecută. Avem o economie care în multe din țările zonei euro s-ar descurca și la dobânzi mai mari, dar minte fără injecții de lichiditate. Dar nu toată Europa ar rezista și aceasta este problema esențială de fapt. Pentru că ai atâta diversitate și Banca Centrală Europeană este una singură. Trebuie să stabilească o dobândă care să meargă cât de cât și în Germania, și în Italia, și în Franța, care arăta, avea imense nevoie de stimulare trimestrele trecute și arată foarte bine acum. Pe aici, pe acolo, pe anumite indicatori, arată mai bine decât Germania, sigur. Nu te entuziasmezi după o singură lună, dar remarci niște trenduri. Dificultatea BCE-ului este majoră, dar de fapt soluția nu este la Banca Centrală Europeană. Soluția este ca statele membre să implementeze niște politici care să vizeze convergența, adică să se meargă spre un ritm de creștere, spre un sistem de, de legi și reguli, spre o flexibilitate a pieței muncii care să netezească asperitățile la nivel european, ceea ce nu se poate face de pe azi, de pe, azi pe mâine și ia foarte mult timp. O altă soluție ar fi ceea ce politic este de nedigerat în momentul de față, o împărțire a veniturilor în bună parte la nivelul Uniunii Europene. Adică statele să contribuie și statele bogate să redistribuie venitul către statele sărace într-o manieră mult mai puternică decât s-a făcut până acum prin fonduri structurale. Uh, Revenind să la peisajul în interiorul acestei săptămâni, avem uh, mâine, de 1 martie, o zi uh, simbolică, interesantă și o zi cu abundență de indicatori în sectorul industrial. Manufacturing PMI pentru foarte multe state europene și aici uh, ne sunt doar câteva în calendarul nostru, dar o să ne uităm bineînțeles la Germania, la Franța și la Italia, dar ne uităm și la valoarea generală, estimare finală, 55,5 puncte. Știm că nivelul de 50 este nivel de echilibru, 51-52 este o creștere modestă, 53-54 este una care bate spre mediu, de la 55-56 vorbim de o creștere ridicată. Sigur, e un indicator agregat și care nu nu e suficient pentru a înțelege uh, un domeniu, dar, dar uh, util pentru a avea o idee despre trenduri, despre tendințe. Uh, date de inflație în uh, Germania pentru februarie, deci ACP și CPI, iar uh, joi uh, PIB-ul în Spania. Spania a devenit un caz, uh, un caz interesant și este urmărit cu mare atenție, cred că e justificată. Uh, descrie impactului ca fiind mare. Vineri, vânzări de retail în Germania și foarte multe date în alte state, în principal în sectorul serviciilor, la 11 services PMI. Deci dacă e ceva ce nu putem rata vineri, 11 services PMI și foarte bine ar fi să nu ratăm nici ora 12 cu vânzările de retail. Uh, și pentru întreaga săptămână sunt printre cele mai importante. Mai avem uh, joi, am trecut prea rapid peste ele, uh, HICP la nivelul zonei euro și rata șomajului. Deci, în principiu, ne uităm la calendarul uh, asociat steagului Uniunii Europene. Uh, cifre abundente, așteptările mele sunt ca uh, economia să ofere, uh, poate, la nivelul unor state în Europa, surprize, variabilități față de cifrele așteptate, dar nu nu explozive, să contureze o imagine de continuă refacere a economiei și uh, inflația să fie la nivelul așteptărilor sau cu un risc de a fi peste acestea. Dacă astăzi am ști cu exactitate toate raportările macro de săptămâna aceasta, deci cum vor arăta ele, am putea avea un trading destul de bun pe termen scurt, la 5-10-15 minute după raportări. Deci într-un interval o poți lua imediat înainte și închisă în 10-15 minute. Dar nu cred că am putea defini parcursul EUROSD. Pentru că există acele aspecte ce țin de politica din Statele Unite, de politica din Franța, de cursa electorală, de alte declarații fiind conștienți de, de aceste, acești factori de influență, ne ajustăm trading-ul în consecință. Cu poziții mai mici și stop loss-uri mai, mai, largi, cu filtrarea unor situații, adică cele care înainte erau neclare și care totuși intram, poate acum nu o să intrăm, sau tocmai încercând să, să transformăm astfel de, de momente de volatilitate în cazul în care apare, de exemplu, în cazul în discursului lui, lui Trump, dacă vom putea fi treci la acea oră pentru că va fi noaptea târziu în România sau dimineața de vreme și cel mai probabil nu vom fi, dar să spunem că ne interesează totuși acel moment. Dacă Trump nu se ridică la înțima așteptărilor, vedem că se înaintează în discurs și nu, sunt, nu există uh, o împlinire a ceea ce se, se spera că va zice și uh, dolarul începe să, să se miște în sens descendent, uh, putem să ne gândim că o astfel de mișcare ar fi mai pronunțată. Uh, dar, iarăși, uh, cu un uh, trailing stop loss sau comutare uh, manuală a unui stop loss în direcția uh, favorabilă, pentru că altfel e prea, uh, prea periculos. Bun, cum arată EUROSD uh, în acest mediu? Eu îl văd pe termen mediu și lung, vulnerabil, descendent, pe termen scurt îl văd lateral sau chiar cu o ușoară pantă ascendentă. Mie strict ca, ca părere, aș, aș spune că noaptea aceasta va fi un test, chiar și pentru optimiștii din piețele de capital și ajungem imediat acolo. Uh, pentru dolar... Uh, feeling este că nu va fi suficient și că dolarul ar putea să, să, să se lase dezamăgit. Dar trebuie să adăugăm și faptul că acesta este feeling din piețele valutare. Sentimentul din piețele de capital este diferit. Uitați-vă la acest grafic. Nici nu e nevoie să, mai adăugăm, să mai adăugăm ceva. Cu graficul US30 în față, Putem spune că acesta este un studiu de, de caz și este deosebit de util pentru a înțelege piețele. Sunt multe principii care pot fi derivate uitându-ne la acest grafic și gândindu-ne la care a fost atmosfera macro, atmosfera știrilor, atmosfera redată în pieța sentimentului investitorilor. Uh, informațiile pe care le avem despre sentimentul traderilor de retail, cei care operează prin intermediul companiei noastre, dar am văzut și prin alți, uh, prin alți intermediari, există uh, multe lecții care pot fi extrase de aici, dar prima dintre ele și cea mai importantă este să nu considerăm că ceva ce a crescut mult trebuie să se toarcă doar fiindcă a crescut foarte mult. Probabil cea mai importantă lecție este că de fapt piețele pândesc un moment în care mulți dintre participanți să nu se aștepte și acolo să intervină o corecție. De exemplu, un scenariu ar fi Momentul în care, efectiv, poate discursul din această noapte ar fi unul dintre ele, poate undeva dincolo de luna martie, pentru că trebuie să se discute mai întâi Obama chiar și apoi să se treacă la, la planul fiscal, la propuneri, poate undeva prin aprilie, o ipoteză ar fi ca în momentul în care avem detalii concrete, care să arate foarte bine pentru economia Statelor Unite, dar acele detalii concrete ar însemna că ultimii... Uh, necredincioși care a stat deoparte s-ar arunca în piețe. Și atunci, o înțelegere simplă, dar care a funcționat de, de decenii, este cea, că, cea care spune că atunci când și cei mai rezistenți dintre pesimiști s-au aruncat în, în piață și au aruncat capitalul și l-au folosit, deși cuvântul aruncat funcționează în acest context atunci nu mai are cine să cumpere și smart money, cei care au fost uh, proactivi, care au fost uh, în piață mult mai devreme, încep să vândă. Suntem acolo. Sigur că dacă te uiți pe acest grafic, ai spune da, cât poate să mai crească. <laughs> uh, și am, am fost într-o tabără destul de neîncrezătoare, dar nu atât de neîncrezătoare încât să spun gata, s-a întors, e de, de intrat pe short, din am avut bănuiala de majoritatea acestui timp că piața poate să meargă mai sus, chiar dacă o, o altă parte spune că nu e prudent. Dar, oare piețele au întotdeauna dreptate? Într-un plan filozofic, cred că nu. Într-un plan realist, pragmatic, piețele au dreptate, pentru că dacă nu ești de acord cu ele, ai suferit o pierdere. Și acum să ne uităm pe întrebări. Adăugând faptul că, iată, văd US500 acum recuperând. Văd D30 care este destul de reticent în a, în a crește, totuși nu, nu scade. Rămâne peste 11.800. Care dintre cele două piețe vor avea dreptate? Pentru că la un moment dat se va, una va ceda și se va alinea cu cealaltă. Dolarul reticent cu fie, fie dolarul va, va da direcția principală, fie uh, piața bursieră. Deocamdată peisajul pare a fi încă unul constructiv, va mai mult. Fără a ne, ne bloca în interpretări de ordin fundamental și există în datele, am spus ceva mai devreme despre minimul ultimelor decenii, parcă după 1973. A fost minimul cererilor de ajutoare de șomaj medie pe ultimele patru săptămâni. Sunt cu siguranță elemente constructive pe care le poți găsi. Dar, dincolo de acest plan, planul tehnic arată a un fel de Tendința ascendentă și mai mult aici ar fi un fel de triunghi asimetric ascendent. Dacă l-am vedea așa, deși uh, e, un, e o schiță ceea ce spun aici, 100 de puncte peste 20.820 ne-ar trimite undeva pe la 20.920 acolo ar fi împlinită ținta unui triunghi, estimativ. Sigur că unii ar putea să vadă și așa, dar mi se pare exagerat. Nu e un triunghi perfect, e undeva de nota 7 sau 8 uh, și asta fiindcă există spațiu aici. Însă, eu nu m-aș agăța în 100-120 sau, uh, sau astfel de repere. Aș bănui că un prim salt, dacă spargem această zonă și asta se va vedea după ce ne mișcăm deja cu 10-15 puncte, dar un prim salt ar putea viza 50-60 de puncte în prima fază și ulterior poate chiar 100. Deci un 20.860-870 ar putea fi atins și apoi poate chiar un 20.000. 20, 920 și de acolo nivelul următor este la 21.000 de puncte unde mass media ar avea ce să comenteze. Dar mai important decât aceste targeturi pentru mine este panta de apreciere. În mod constant cineva cumpără. Constant fiind aici o figură de stil. Nu ne dăm seama de câte ori folosim termeni impreciși pentru că nu cumpără în mod constant, evident. Dar e o idee de a, de a sugera faptul că cu o anumită hotărâre, cu o anumită repetitivitate, cineva alocă cineva, nu o persoană, un grup de persoane, alocă resurse financiare pentru a intra în piață și astfel se respectă și mai mult este o anumită ritmicitate aici, o vedeți? Deci panta este aceeași. Panta aceasta este aceeași cu cea de dinainte. Și mai mult, foarte asemănătoare cu cea pe care am avut-o între 1 și 9 februarie. Pe scurt, bănuiala mea e că, din punct de vedere tehnic, piețele doresc încă să crească. Iarăși, dacă ieri, când ne auzeam, aveam o, o ușoară, deci strict ca idee de transparență, nu, nu este foarte clar, avem, am avut niște, niște consultări. Nu este foarte clar că ni se aplică aceste norme de reglementare, de transparență, dar pentru a fi perfect acoperit și vreau să o luați strict ca observarea unor reguli, ca respectarea unor, a unor reguli, niciun fel de uh, altă intenție, deci fiindcă suntem în interpretarea mea Uh, e preferabil să facem asta. Dacă opinia mea a fost uh, ieri exprimată în piață în sens uh, descendent, uh, ieri mai, pe după amează spre, spre seară am reintrat în sens uh, ascendent uh, în legătură cu piața germană, ceea ce iarăși nu știu dacă a fost cea mai bună idee. Dar, uh, uh, dar chiar dacă am o bănuială ascendentă pe termen scurt, asta nu mă face să dorm, să mă culc pe ureche, să spun că gata, piețele pot să zboare de acum înainte. Cred că, sunt, cred că riscul unei întoarceri este prezent și în creștere, dar nu găsesc încă pe grafic motivul de a spune da, avem un trigger, avem un semnal de declanșare. Din potrivă, ceea ce văd este că piețele se încăpățânează să facă running corrections, deci corecții în direcția trendului și nu împotriva acesteia. Bun, și acum să ne uităm la întrebări, părere despre DAX, haideți să trecem la DAX, o să revenim apoi la euro. EuroSD și trecem rapid prin niște repere. Ce cotație credeți că vom vedea prima dată? 12.000 sau 11.600? un grafic weekly, pentru a ne gândi mai bine, pe DAX sunt un pic mai mai rezervat decât, decât în cazul indicilor americani. Dacă eram în indicii, la, pe indicii americani, aș fi spus că o cotație cu 100 sau 200 de puncte mai ușor s-ar atinge decât una descendentă. În cazul pieței germane, e nehotărâre. O nehotărâre pe un weekly după asemenea trend ascendent, E de obicei un potențial, potențial problematic. Mi-e foarte greu să, să spun care este mai. Cred că probabilitățile sunt destul de aproape. Ca idee, bănuiesc că pentru US30 este o șansă să mergem mai întâi mai sus. Poate spre 20.870, poate spre 20.900, poate spre 920 sau 21.000 de puncte. Mi-e greu să definez, dar cred că mai tâia merge mai sus. De acolo, riscul unei corecții ar putea să fie uh, cu atât mai mare, cu cât saltul s-a produs mai repede. Uh, nivel de suport ar trebui să găsim abia la liniile de trend. Deci undeva o prelungim pe aceasta mai, mai veche și spunem uh, undeva pe la un 20.700, există și un minim local aici, apoi în 6, 665, apoi în 607, 503. Cam din 100, în 100 de puncte ar fi deci suporte importante și foarte simplu ne, ne ghidăm după minimele locale. Pentru de 30 peisajul este puțin diferit pentru că am avut niște linii de trend întrerupte și aici se încearcă orea se genera o mișcare laterală. Ori, ori, o presiune descendentă. Și dacă mergem sub 785, de exemplu, putem coborî la un 760 sau 734. Mai jos avem chiar un 630 și înainte de acesta un 689. 11.600 nu este foarte departe, dar eu cred că intervalul pe care mi l-ați dat, mă 11.600 sau 12.000, este destul de larg pentru a cuprinde evoluția pieței zile sau chiar poate mai mult de o săptămână de acum înainte. Deci, efectiv, ceea ce cred că poate să facă această piață este să transpună fluctuațiile din bursele americane cu un factor de corecție ce ține de politica europeană. Adică, dacă bursele din Statele Unite merg în sus, dar dar vedem că Le Pen câștigă în, în, simpatie, se poate întâmpla ca bursa germană chiar să scadă, în timp ce cea americană crește ușor. Dacă cea americană crește puternic, probabil că bursa europeană bate pasul pe loc. Dacă și politica pune umărul la o apreciere, atunci putem avea spike explozive în cazul pieței germane și poate în subconștient asta mă, mă, și, apropiat de, de această bursă. Însă, eu nu aș spune că avem probabilitate clară, mai clară de a merge la 12.000 sau spre 11.600. Sentimentul meu în momentul de față este că pe termen scurt există vulnerabilitate în piața germană, dar că în interval de o săptămână, dacă este absolut să fiu, să nu am de ales, dacă sunt forțat să spun o probabilitate, aș zice că totuși totuși 12.000 de puncte, pentru că văd încăpățânarea din bursele americane și cred că ea se va reflecta și aici. Acesta este răspunsul lung, dar cât pot eu de deschis uh, și de acoperitor în limitele de timp pe care le avem. Uh, sper, că, sper că vă este mulțumitor. Când va testa US30, maximul de la 18.630? US30, maximul de la 18.630, prima oară. N-am uh, evaluat foarte, foarte corect. Haideți să vedem. Deci vă referiți la acesta, la cel din august, care pare acum atât de departe. Uh, nu aș vrea să dau un moment de timp. Pot să spun, dar este un exercițiu. Tehnicile de proiecție în timp sunt foarte puternice uneori, dar când există un anumit ritm, o anumită ciclicitate. Acum, piețele sunt uh, între nedumerite, șocate și confuze, uh, cu o bună parte a lor uh, posibil în afara pieței și cu o tabără, un nucleu robust de optimiști care mișcă uh, indicii în sus și care probabil trag după ei shorter care la fiecare etapă se tot închid. Deci, a face un time frame aici e un exercițiu foarte larg, dar nu inutil, pentru că aș da un interval, aș spune că și dacă bursele mai au o rundă de optimism de tip balon speculativ și cresc sute, mii de puncte, O astfel de apreciere ar pune bazele uh, unui uh, dezechilibru atât de larg încât corecția ulterioară ar fi foarte rapidă. Dar punând, să spunem, câteva săptămâni până la mai, mai târziu de începutul verii pentru optimism și lăsând loc pentru corecție, aș spune că până în toamnă, uh, probabil înainte de luna septembrie, Uh, ar trebui să fim pe acolo, Am putea să fim pe acolo. Deci corecție și versiune finală am putea să fim pe acolo. Uh, deci cred că da, gândiți-vă că o corecție de făcute de a de începând de acum. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Eu Am vrut să selectez un, se de filmul acesta. O corecție de tipul acesta ar însemna puțin mai mult de 41.4. Ba nu, ar fi ca chiar 41,4. Dacă mergem mai sus, o corecție până la vârful acelea ar însemna, ar însemna un 50% și tot mai, tot mai adânc pe măsură ce creștem. De fapt, o astfel de tehnică, dacă tot am făcut un webinar mai neconvențional și mai aveam atâtea să vă povestesc, o astfel de tehnică poate fi folosită și ca proiecție. Gândiți-vă numai puțin ce înseamnă să atașezi pe vârfuri anterioare, pe vârfuri locale anterioare, să atașezi niveluri cheie. De exemplu, retragerea de 50% ar însemna că piața trebuie mai întâi să crească până la 21.828, 21 ca să fie pe o corecție acel vârf. Apoi, 41.4 ar fi puțin mai jos, deci deja a fost, a fost cumva depășit. Dar dacă e ca vârful anterior să fie retragere 61.8, piața ar trebui să crească undeva spre un 23.850-24. E așa, o aluncare a unei, a unei idei. Nu e o tehnică ce ar putea să funcționeze de una singură. Uh, bun. Dacă ne uităm pe IS30 după depășirea unor maxime multianuale, se întoarce și retestează. Uh, a fost o astfel de operațiune, dar aici e o altă logică. Este o logică de trend considerabil urmat de accelerare. Și această accelerare este faza care vine după un trend multianual foarte pronunțat. Mie mi se pare că ajungem în zona în zona care distanțe mari pot fi parcurse foarte rapid. Deci în, în ambele sensuri. Deci nu, nu știu dacă se mai aplică întru totul logica de dinainte. Bun. Am vorbit despre DAX, despre US30. Nu pot însă să evit chiar dacă îmi pare rău, cred că anumite instrumente mai mai puțin lichide nu vor fi atinse în acest webinar, dar uh, era foarte interesant ce spunea Warren Buffett. Eu vă recomand să citiți întreaga, uh, întreaga scrisoare anuală pe care o trimite el acționarele săi și care e de fapt o sursă savuroasă de informații și pe alocuri de umor, pe, pe aici, pe acolo de înțelepciune pentru toată lumea. Spune așa că măsurate în raport cu ratele de dobândă, cotațiile actuale din piețe nu sunt scumpe. Ba chiar, original era așa, stocks are cheap, deci sunt ieftine în raport cu ratele de dobândă. Problema este că ratele de dobândă nu rămân pe loc, ci că urmează să crească. Adică el face o evaluare fundamentală pe termen lung, uitându-se -te, uitându la riscuri și la ceea ce poți obține în piața alternativă, care este piața titlurilor de stat. Și obții randamente atât de mici acolo, încât dividendele pe care ți le oferă niște companii sau rata de creștere a lor, rata de apreciere a acțiunilor, ar fi încă atractive. Dar ca să dea o așa o calibrare, a spus, dacă rate de dobândă ar fi la 7-8%, prețul ar fi foarte, foarte sus. Deci ce putem înțelege, între sub 1% și 7,8%, probabil că un nivel n-ar fi chiar la jumătate, ar fi undeva mai mai jos, dar un nivel de 2-3% poate ar fi corect în legătură cu nivel, cu uh, valoarea actuală a burselor. E, aceasta este adăugarea mea și e o interpretare foarte, foarte vagă, foarte, foarte aproximativă, dar de care avem nevoie. Cu alte cuvinte, dacă dobânzile nu ar crește foarte rapid, ar mai fi loc de, de apreciere în piețele bursiere. Asta a spus uh, Warren Buffett. Cum dobânzile sunt în creștere și cum cu trei astfel de pași uh, adăugăm 0,75, deci mergem peste uh, peste 1, cu rata de dobândă a rezervei federale, uh, ce ar însemna asta? Ar însemna că în decembrie am fi undeva fie între 1 și 1,25, fie între 1,25 și 1,5%. Prețurile curente ar putea fi încă justificate dacă e să citim printre rânduri ceea ce spune Warren Buffett. Numai că dobânzile nu s-ar opri acolo, ar continua creșterea, deci piețele privesc înainte. E ca și cum... E o goană contra cronometru a burselor. Dacă vor să se aprecieze, ar trebui să se aprecieze relativ curând, pentru că după aceea vor apărea și headwinds, cum se spune, vânt din față, care nu va sufla în pânzele optimiștilor. Uh, Warren Buffett a mai spus uh, uh, și iată, iată și un link. Nu este linkul pe care l-am citit, dar am căutat acum pe Google pentru a, a vă furniza. Uh, sper să fie... M-am uitat doar la, doar la headline. Um, și cred că ați primit, ați primit link-ul acesta, dar dat send to all. Ok, uh, am mai spus un lucru foarte interesant, mie mi-a rămas în minte. Spunea că pesimiștii sunt, uh, uh, sunt cei care cei care din când în când captează atenția tuturor și uneori au dreptate, dar doamne, ferește să și acționeze pe, pe seama principiilor lor. referindu-se la faptul că trendul în bursele americane a fost unul ascendent și că cei cu poziții short multianuale au și au și au pierdut o bună parte din, din capital. În același timp a spus că vremurile grele, deci vremurile înorate, uh, sunt cele în care se poate câștiga, cu formularea aproximativă, uh, din când în când se adună nori și din nori plouă cu aur. În momentul în care se întâmplă lucrul acesta, vom ieși afară nu cu lingurițe de ceai, ci cu întregi căzi. Cu alte cuvinte, dacă vor fi scăderi în piețele de capital la un moment dat, Warren Buffett va fi cumpărător nu cu țărita, ci cu foarte mult. Sine cash deoparte pentru, pentru scăderi. Pentru că el este un mega optimist pe uh, un, uh, un bull, cum se spune, uh, în piețele de capital uh, americane. Și această viziune a lui este... Una care a fost validată de piețe în ultimele decenii, cu perioade, uneori de ani de zile de, de așteptare, dar cu o viziune pe termen foarte lung, lucrurile au funcționat. Și cu un așa-numit value tilt, adică o căutare a companiilor subevaluate. Deci nu doar deținere pe termen lung, de indici. A criticat iarăși industria hedge fundurilor, spunând că percep taxe mult prea mari și că cei mai mulți investitori ar s-ar simți cel mai bine dacă ar cumpăra valoarea indicelor, adică printr-un ETF, într-un fond tranzacționat pe bursă și ar deține acel indice și că el a cunoscut aproximativ 10, 10, persoane în toată viața lui care ar putea să bată piața în mod constant. Deci că sunt persoane care pot depăși piața, dar acestea nu sunt, nu sunt numeroase. Foarte, foarte util. V-am dat însă lucruri destul de, destul de interesante din discursul său. Uh, vorbind atâta despre piețele de capital, însă cred că e cazul să revenim puțin, să definim niște niveluri pe termen scurt de monitorizat și pentru EuroSD. Uh, 10612, 10628 uh, și pe un termen mai larg, 10680. Uh, Suport 562, 544, 520, 520, uh, foarte important și nu 0462. Am ales din, din ele. Toate cele pe care le vedeți pe grafic cred că sunt utile intraday, dar am filtrat din ele. Lira Stelină se discută în Parlamentul Britanic în punerea unor condiții la pachetul de Brexit. Asta creează probleme. Într-un material postatiere am deschis am alte trei probleme. Posibil referendum al Scoției. Interferență în alege, în, în referendum din partea unei companii care utilizează social media pentru și inteligența artificială pentru a reorienta, pe, a reorienta pe cei nehotărâți, s-a presupus s-a uh, uh, pretins că aceste uh, aceste practici ar fi influențat alegerile, e foarte greu de măsurat și foarte greu de, de spus dacă într-adevăr este așa. A existat însă un articol pe această temă și poate răscoli o temă uh, foarte emoțională. Și al treilea aspect, uh, libertatea de, uh, de mișcare, nu în sensul turistic, ci în sensul de stabilire. Marea Britanie ar putea să fie întreruptă chiar de la invocarea articolului 50, și nu peste 2 ani. Uh, trei aspecte de risc. Lira sterlină a pierdut teren, însă de vineri, interesant, și o bună parte în weekend, când au apărut să niște revelații. E acum într-o dinamică laterală. dacă vom avea un, un, referendum a Scoției, May și -ar dori, Teresa May și-ar dori să fie după Brexit, există un risc serios de... Reevaluarea lirei este în sens descendent, dar în primă fază, în, numai în primă fază. Întrebare, va mai fi și anul acesta un flash crash pe GBP cum a fost anul trecut? Nu este exclus, mai ales că eu cred că incidența flash crash-urilor și nu numai a crash, poate să fie și în sensul celălalt, deci vorbim de GBP și flash crash înseamnă că se duce în jos, dar poate să fie un flash uh, jump. Deci au unor mișcări foarte rapide, cred că incidența lor va crește. Deci este posibil, dar în mod special, uh, trebuie să fie niște condiții de lichiditate. Uh, nu nu merg, aș merge neapărat în anul acesta uh, la pândă doar pentru, pentru un flash crash. Deci este posibil, dar nu merg spre ideea că este și probabil. Uh, în același timp, uh, în... Uh, în săptămânile următoare parcă s-au acumulat riscuri de a sub 1.24 spre 1.20, 1.81 sau 1.19. Bineînțeles, în condiții de lichiditate scăzută, noaptea se poate întâmpla, dar trebuie să mai fie și alte condiții. Și În primul rând trebuie să existe o emoție puternică și o retragere a market makerilor și a bidurilor și ascurilor în Asia oricum lichiditatea e scăzută, dar în acea perioadă când s-a întâmplat flash crash a fost și mai scăzută. De obicei pentru că oamenii erau încă, încă sub influența Brexitului. Rămâne demotorizat pe termen relativ scurt Nivelul de 1.24 și 1.2380 și 1.2356, rezistență la 2465, 2478 și 1.2515. În interiorul acestei săptămâni ne-am spus și pe săptămânile următoare cred că este risc de a merge în jumătate inferioară a acelui range mai larg. Strict pentru astăzi, tehnic, nu văd de ce nu ar putea lua puțin cuțină înălțime spre 24,65 sau 2478. Avem un discurs din, de fapt, acesta s-a consumat deja în Marea Britanie. Vom mai avea indicatori mâine din sectorul industrial și masa monetară în 4 și creditarea pentru, pentru persoane fizice, joi date din construcție și vineri, cele mai importante, services PMI. Dar mâine, miercuri, sunt iarăși posibile amendamente în camera lor, zilor care a complicat procesul legislativ. Vom, vom mai comenta pentru că nu e o situație ce se rezolvă de, de pe azi pe mâine. Ienul, avantajat poate de unele dintre, dintre publicări de noaptea trecută, vânzările de retail au accelerat la 1% anualizat, deși producția industrială preliminară în scădere mai adâncă, mult mai adâncă decât ce se aștepta, dar în fapt sunt oscilații modeste. Cred că dolarul este foarte vulnerabil dacă bursele s-ar corecta. Am sparge 11.48, a merge probabil chiar spre 110 însă dacă se mențin în zona maximelor este posibil ca trendul lin de depreciere întins pe luni de zile să fie opțiunea principală și atunci dacă bursele rămân relativ sus în sesiunea următoare poate că se va căuta oportunitate pentru a duce un 113.38-113.80 din nou în discuție suport apropiat 112.07 și 111.48 am povestit Petrolul, după multe încercări de a sparge 55, e abia în zona 54 și mă întreb oare care va fi rezistența, care va fi rezistența nu în sens tehnic, ci abilitatea sa, robustețea sa pentru că dacă mai are câteva tentative și nu sparge 55, unii trei de vă spune ok, asta este, nu se poate și vor abandona uh, corabia și petrolul s-ar putea duce din nou 43 din perspectivă tehnică. Fundamental, stocurile nu mai spun o poveste atât de bearish, dar în continuare avem activitate în creștere pe shale oil, numărul de sonde avansează, deci uh, se așteaptă ca OPEC-ul să facă ceva mai mult. Tăierile de producție să continue și în mai poate chiar să fie adâncite tăierile agreate. Pentru săptămâna aceasta vedem un spațiu de operare între 52, 43 și 55 cu, cu un risc în creștere dacă în 2-3 zile nu ne regrupăm imediat sub 55 sau mod ideal pentru petrol chiar să depășim, atunci cred că riscul, deci peste câteva zile riscul ar fi să alunecăm încetul cu încetul din nou. Dacă s-ar sparge nivelul de 55, ne-am uitat la un 55-25, apoi la un 56-52. Sub linia de trend, să descriem și această ipoteză, nu e chiar imposibilă, am regăsit 52-26, 51-64 și 50-90 și 5. Suportul pe Aur este la 1250, rezistența la 1254, dar asta doar pe termen scurt. În linii mari, daily am observat un fel de shooting star, ceea ce de obicei generează corecții. Pare expusă linia de trend undeva spre 1240. Spargerea sa depinde însă de uh, raportul între dobânzile oferite la dolarul american și setea de, de siguranță, setea de protecție în piețele financiare. Bănuiesc că linia de trend ar trebui să reziste în primă fază, însă dacă dolarul își revine, dacă noaptea aceasta Trump oferă o surpriză, merge pe un scenariu care să impresioneze participanții și să aprecieze dolarul cu 1, 1 și ceva la sută în piețele sale majore, atunci putem sparge linia de trend și 1233 sau 1226 ar fi de luat în seamă, mai jos 1220. Eu cred că s-ar putea ajunge în câteva zile la 1220 dacă spargem linia de trend cu fermitate. Nivelul de rezistență ar fi 1261, 1270 și 1277 chiar. Iată, vorbim despre asemenea niveluri. Acum câteva zile erau mai jos și... Eram întrebat despre niște repere de rezistență, acum suntem la ele. Asta este și frumusețea piețelor. Abilitatea lor de a se mișca uh, ultra ultra puternic. Uh, pe scurt spre AUDUSD uh, este o dinamică laterală, pibul de urmărit în această noapte la două și jumătate. Uh, Comentariile lui, lui Low, uh, cred că George Low, guvernatorul uh, RBA, sunt de urmărit sub cele mai uh, nu simple, ci uh, ușor de ușor de, de înțeles. Am văzut una dintre intervențiile sale explicând uh, foarte foarte calm și pe înțelesul, pe înțelesul tuturor că pe de o parte ar vrea să poată să, poată să taie dobânda pe de altă parte nu poate pentru că piața imobiliară este suprancăzită în anumite zone e, e, dacă aveți puțin timp, e de parcurs unul dintre pasajele sale legătura cu China însă nu are cum să dispară pentru că există canale comerciale importante și China, deși aparent nu se discută foarte mult despre despre în ultima vreme, va trece prin schimbări importante anul acesta. Din punct de vedere macro și nu politic, avem chiar în această noapte Manufacturing PMI și Non-Manufacturing PMI, versiunile oficiale, alături de Caixin Manufacturing PMI, la 3 și 4 4,44, Caixin în industrie. Acesta din urmă este cumva în creștere ca importanță, pentru că e construit puțin altfel față de datele oficiale și cuprinde și companii mai mici. Așteptarea este pentru 50,9 puncte. Tendința în ultima vreme a fost ca să se vadă o redresare, o revenire, deci n-ar fi o surpriză să avem cifre favorabile. Cifre favorabile din China ar fi dublu dublu fericite pentru AUD, pentru că ar ajuta uh, și apetitul pentru risc, ar întări și ioanul. Uh, de asemenea, minerul de fier iar se mișcă puțin mai bine. Uh, nu avem uh, aici însă o tendință clară și chiar ea spune că riscul sub linia de trend și cu vârful în scădere, riscul e de a merge ușor sub 76,63 spre 76,51. În realitate, Uh, piețele încă nu s-au hotărât, dar în câteva zile, dacă nu revenim uh, spre 7708, cred că se poate produce aici o curbură cu efecte periculoase pentru AUD. Mai sus, uh, peste rezistența menționată, ar fi 7778 și între cele două un vârf în apropiere de 7741. Pentru un NZD, o tendință descendentă, dar închisă într-un bloc lateral. 71.50 cu 72.43. NZD-ul pare, pare mai, mai slab decât AUD-ul pentru că e mai departe de vârfurile locale. În realitate este o piață laterală. Dacă sparge 72.43, în primă fază avem 72.66, dar întregul potențial ar putea fi mai degrabă peste 73.16. Sub 71.49 avem 71.23. Uh, și undeva, poate, un 70-071 uh, în vecinitatea unor vârfuri anterioare și luând aceste corpuri ale lumânărilor. 70-68 mi se pare prea, prea îndepărtat față de minimele față de uh, luate, uh, luate în discuție de către noi. Și cum arată Euroron? Este... Uh, insuficient entuziasmat, Ronul încât să spargă 4-50-88, văd aici o încercare multiplă, o încercare repetată de a aduce cursul mai aproape de 450, și totuși nu se întâmplă, ceva, ceva se opune. Din perspectiva noastră, Chiar dacă dobânzile ar să crească și văd prognoze care vizează chiar nivel de 2,5% a dobânzii de referință, deci 3 majorări anul acesta, mi se pare puțin cam mult, dar cred că tendința dobânzilor va fi de creștere, totuși mai cred și că există un anumit risc în privința mediului regional, mediului extern și a balanței fiscale chiar chiar fără a mai lua în calcul o primă de risc politic. Deci toate acestea apar a sugera pe un orizont mediu, de ordinul săptămânilor până la luni de zile, o penetrare a lui 453-454 și chiar o încercare de a explora zona 455-456, dar asta mai degrabă luni de zile decât săptămâni. Pe termen scurt, câteva zile, vorbim de un 4.52 rezistență și eventual de un 4.53 pe un spike, suportul ar fi la 4.50, și 4.50. Avem date referitoare la autorizațiile de construcție, versiunea românească a building permits, plus 9,2% în ianuarie. 2017, față de ianuarie 2016. Sitorul construcțiilor care a rămas multă vreme în urmă duce cumva o anumită speranță aici cu niște măsuri fiscale noi propuse de guvern, dar nu poate de unul singur să schimbe interpretarea ronului și tendințe mai largi ale, ale piețelor din regiune. O zi interesantă astăzi din punct de vedere macro, o uh, noapte importantă cu uh, un discurs, se speră, cuprinzător la președintele american. Uh, nu cred că piețele vor sta pe loc, cred că ori vor primi ceea ce-și doresc și atunci mai ales bursele vor sărbători. Dacă nu vor primi ceea ce-și doresc, ar putea să fie un moment de cotitură, fie el și pe, pe termen scurt. Dar o cotitură înseamnă mișcări ample care pot începe suntem deschiși la ambele variante. Vedem, vrem să vedem dacă piața valutară rezervată în legătură cu ceea ce ar putea promite Trump sau piața bursieră optimistă vor avea dreptate. O săptămână deloc plictisitoare să așteptăm în fața noastră. Vă urez succes astăzi și în zilele următoare. Toate cele bune, pe curând, la revedere!